Jurnal de bord din China. Ciao, sunt Mihnea, voi cu Mihnea din Beijing. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit în studioul meu de acasă. În acest video vreau să vă povestesc ce mă enervează cel mai mult la chinezi. Asta așa, după ce în videoul precedent vă povesteam cum, de obicei, pe canalele mele de pe YouTube postez doar lucruri pozitive și nu mă plâng eu de lucruri negative, care normal că există în viața mea de aici din China, exista în viața mea din Thailanda sau din Qatar, dar am ales eu să nu mă împotmolesc eu în aceste evenimente, probleme negative și să le las așa să treacă și continuăm cu viața, asta este. Dar sunt de 4 ani în China și haideți să vă spun ce mă enervează cel mai mult la chinez. Acum, trebuie să definim și să categorizăm cuvântul chinez, despre ce chinezi vorbesc. Trebuie menționat la început faptul că interacția mea cu chinezii este destul de limitată și este în special cu colegii mei chinezi din școală, din fosta mea școală, de la școala unde lucrez acum. Deci aceștia sunt chinești care deja știu limba engleză, care lucrează în domeniul și în domeniul școlilor internaționale, deci în domeniul internațional cu străinii. Deci înțeleg și știu un pic și înțeleg mentalitatea străinilor. Cu chinezii de rând nu prea am acces, nu prea am interacție decât la restaurant, mergând la aceleași restaurante, deja ne cunoaștem și ne înțelegem bine, cu mămicile din parc care tot se uită la mine și mă întreabă, da, mama pruncului unde-i, de ce tot vii cu el singur în parc, și le spun, mama e acasă, e gravidă, se odihnește, lasă-mă pe mine să fiu cu pruncul în parc. Și din nou, relația mea cu aceste mămici este așa, una cordială. Și având în vedere că nu vorbesc eu chineză de nicio culoare, așa, să pot ține o anumită conversație cu ei așa, pe bâșbâite. Dar în fiecare zi iau taximetru. Deci interacționez aproape în fiecare zi, de 2 ori, 3 ori pe zi, cu taximetriștii chinezi. Deci când spun ce mă enervează cel mai mult la chinezi, vă spune ce mă enervează cel mai mult la unii taximetriști chinezi. Haideți să vă povestesc care este treaba cu taximetrul. Deci acum, de când s-a născut Zaharia, de când lucrez eu în altă zonă a Beijingului, deci nu unde locuim, călătoresc mult cu taximetrul. Există diferite feluri de taximetre, de la ieftin la foarte scump. Cel mai ieftin este ăla cu discount, deci ai reducere. După aia zice Express, care e un pic mai scump, dar nu este nimic fancy. Apoi este cel de la Select, care este Select, deci este ceva mai scump și o mașină mult mai faină. Apoi este Premium, unde poți să mergi cu un Mercedes, cu un Mercedes, cu un BMW. Apoi ai Van și apoi ai tot felul de Luxury. Bun? Deci eu când merg cu taximetru, de obicei aleg Discount și mă duc cu ăla cu Discount. Acum, în ultimele câteva luni, nu am mai ales ăla de Discount și merg direct cu Express sau Select. De ce? Pentru că ăștia de la Discount, având o mașină mai așa mai, care nu este super performantă și foarte nouă, trebuie să își ofere serviciile cu Discount și la ăștia nu prea le pasă de serviciu pe care îl prestează. Deci ce mă enervează pe mine la unii taximetriști chinezi care conduc mașinile din astea la Discount? 1. Acum, vara, la 35 de grade, nu pornesc aerul condiționat. Deci mă enervează la culme când intri în mașină și încep să transpir, când de fapt tu n-ar trebui să transpiri, că doar de aia ai luat taximetru ca să fii comod până la destinația unde vrei să mergi. Și le spun, măi, zic, dă drumul la aerul condiționat, sunt cu copilul aici în spate, devine roșu, se enervează săracul copil, nu înțelege despre ce e vorba, nu este aer în mașină. Și spun, dă drumul la aer condiționat.
și dă drumul așa la 1, la poziția 1 și zic, dar nici măcar n-ajunge aerul aici în spate, zic, dă-l mai tare. Și tot se mai ceartă cu mine că e distanța scurtă, că așteaptă până se încălzește, până ajunge, se răcește aerul din mașină. Deci de atâtea ori, nu că m-am certat, de atâtea ori i-am spus, nu, dacă nu pornești, mă dau jos din mașină, opresc comanda și mă dau jos. Zic, dă drumul la aer condiționat. Când sunt cu Bona, Bona deja știe ce îi zice se răstește la taximetrist. Dar, acum că e iarnă, acum că e vară, nici nu mai luăm taximetrele astea cu discount. Asta e unul. Numărul 2. Aproape toți taximetriștii, câteodată cei de la Select, ăia de la Premium, de la Premium și de la Lux, nu știu, că nu am fost decât odată cu ei, aproape toți taximetriștii, nimeni, nici unul, nu se oferă să mă ajute cu căruciorul. Deci mă nervează la culme când sunt singur cu Zaharia, cu căruciorul, cu geanta lui, mai am și o borsetă de-a mea, și oprește mașina și singur. El, Zaharia, încă îi în cărucior. Acum, ce fac? Iau copilul și îl pun în mașină și pun căruciorul în portbagaj acest tâmpit? Nu. Iau copilul, îl țin în brațe, închid căruciorul, deschid portbagajul cu pruncul în brațe, ridic căruciorul cu o mână, îl pun acolo în portbagaj și după aia mă duc în mașină. Am deja geanta lui Zaharia în spate, care e destul de mare, deci trebuie să mă dau jos, o pun înăuntru, înainte să intru eu, să nu mai vorbim că câteodată portbagajele sunt pe jumătate pline. Și atunci, pur și simplu, te enervezi și mai și transpir că e foarte cald afară, ești cu copilul în brațe, ești la marginea drumului, normal că ai chemat taximestru și nu mă ajută, deci nu te ajută. La ieșire, la fel. Deci ies din mașină cu geanta, cu copilul, se deschide portbagajul, hai zicem că se deschide automat, scot căruciorul, trebuie să-l deschid, trebuie să-l pun pe Zaharia. De multe ori mi-am zis, zic, fii atent, ce-ar fi dacă aș fi nesimțit și nu aș mai închide portbagajul la mașină, pentru că nu vreau să mă ajute și ce? Eu nu am timp să și nu am vreme și nu am nervi să mai am grijă și de mașina lui. Deci asta e chestia a doua care mă nervează la taximetriști ăștia, că nu mă ajută cu căruciorul. Sunt câțiva care mă ajută. Și fii atent, de obicei mai nimeresc și femei taximetriste și ele totdeauna mă ajută. Deci cei care știu, care ori au avut grijă de copii, cei care au copii și sunt și înțeleg cât de greu este să iei un taximetru cu un copil de un an de zile și să pui căruciorul în portbagaj, vin și te ajută. Ăștia lații, îți nesimțiți. Pur și simplu, eu spun că îți nesimțiți. Treaba aia cu aerul condiționat, aproape că o înțeleg, pentru că mașina e la discount și dacă dă aerul condiționat, îi folosește din benzină sau din baterie și hai să zicem că nu câștigă așa de mult. Acolo aproape că înțeleg și de aia nici nu mai iau taximetrile astea. Dar la mașinile Select sau la Express să nu vină să mă ajute după ce deja plătesc mai mult, nu-i bistoș. Deci cât mai mult să plătești? Hai să zicem că la Select, la discount ar fi 30 de yuani. Deci ar veni cam, hai să zicem, 5 euro. Da? La Express ar fi 6 sau 7 euro. Da? La Select ar fi aproape dublu, 8 sau 9 euro. Da? La Premier ar fi deja de 2-3 ori mai mult decât Selectul. Să nu mai vorbim de ăla de Lux, este extrem de scump, 10 ori mai mult. Deci ăla de la Select deja face bani mult mai mulți decât celălalt de la discount. Deci ar trebui să fie mai atenți cu clienții. Și ultimul lucru care mă nervează foarte, foarte mult la taximetriști ăștia chinezi, aici este cazul doar de cei de la discount și de la express, fumează în mașină. Nu când ești tu în mașină, ci fumează înainte și ei cred că dacă deschid geamurile, fumul dispare până își iau următorul client. E bine, fumul nu dispare. Și acum am copil în mașină, cu Pașna este gravidă,
Nu poți deschide geamul, că deschizi geamul, după aia îți oprește aerul condiționat sau deschizi geamul și e cald și ne enervează foarte mult când individul fumase în mașină. Acum, ce poți face? Sunt câteva chestii pe care le poți face. Unu, te poți certa cu individul și spui, bă, dă drumul la aerul condiționat, bă, vino și ajută-mă să-ți scot căruciorul. Zic, mă, aici miroase urât, deschide un pic geam. Deci te poți certa cu el, ceea ce nu este... Deci n-ar rost, după ce te ceri cu un taximetrist, să te enervezi aluda. A doua chestie pe care o poți face, poți să-i dai un rating mai scăzut. Deci poți să alegi stele și să spui, să dai feedback despre serviciul prestat. Și atunci ai niște opțiuni și apeși acolo opțiunile care ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. Asta ar fi opțiunea a doua și de obicei când mă enervez cu ei, eu asta fac. Le dau un low rating, deci le fac o mini recenzie proastă. Totul e automat, deci nu spui nume, nimica. Și ai și opțiunea să alegi să nu mai îți vină taximetrul ăsta timp de 6 luni. Deci poți să-l blochezi timp de 6 luni. Și opțiunea 3 este pur și simplu oprești comanda. Deci schimbi destinația la următorul colț și el trebuie să oprească că ți-o zis pe telefon unde-i destinația și unde-i noua destinație. Deci poți schimba destinația în taximetru de pe telefon în timp ce ești în taximetru. Acum, în cazuri de urgență, poți suna poliția. Deci este un buton, deci panic button, butonul de poliție. Apeși la poliție și telefonul este și contul este conectat cu o cameră de luat vederi. Deci mașina este conectată cu camera de luat vederi și dacă apeși pe la poliție, persoana pe care ai numit-o ca și partenerul tău primește un mesaj că tu ai chemat poliția pe telefon în timp ce ești cu taximetru. Deci asta este fantastic, să zicem că o pașină este în taximetru singură și individul ăla e așa, schimbă ruta sau oprește în mijlocul pădurii sau mai știu eu ce, poți să apeși pe poliție. Bine, până se sesizează ăștia de la poliție, mai trece, bănuiesc, nu știu, dar eu primesc imediat telefon. Și dacă eu primesc imediat mesaj, eu pot suna pe o pașă, dacă ea zice, am apăsat din greșeală, bine, dacă nu răspunde, atunci pot activa, există anumite opțiuni, ce sună poliția, sună pe cineva, sună la dispecera. Acum, toate taximetrele astea, le zice Didi, un fel de Uber chinezesc, sunt legate de un sistem de monitorizare și de baze de date de la compania Didi. Deci se știe exact pe unde au fost și unele au camere de luat vederi și poți să apeși acolo, mai ales în timpul serii, zice, există posibilitatea de înregistrare video și audio. Accept sau nu? Și atunci dai accept și dacă ceva se întâmplă în taximetru, există deja înregistrată dovada a ceea ce s-a spus și ce s-a făcut. Deci este o chestie foarte, foarte faină. Deci da, într-un caz de forță majoră și trebuie să chem poliția, e bine, se poate. Acum, cât de repede vin ei și cât de repede există o intervenție, nu știu. Am apăsat o dată sau de două ori așa din greșeală, dar trebuie repede să anulez, dar între timp cu pașina primise mesaj că am apăsat pe poliție și m-a sunat imediat, zice, bă, zice, ce ai făcut, ai apăsat, că îți vine poliția, ce se întâmplă? Zic, din greșeală am apăsat. A doua chestie pe care o poți face este să îi trimiți cuiva ruta pe care o faci. Deci poți să dai un fel de, apeși pe un buton și persoana la care ai trimis pe telefonul mobil vede exact cursa mașinii, vede datele de la individ, vede numărul mașinii, ce fel de mașină, culoarea mașinii și vede pe unde mergi. Și de obicei dacă mașina se oprește, de obicei în trafic, mai mult de 3-4 minute, primești un mesaj și zice, ești în siguranță, mașina ta este pe punct staționar de 4 minute.
apasă, da, dacă sunt în siguranță, apasă, nu să contacteze poliția sau dispeceratul. Deci există posibilități să te protejezi în caz că e singur și trebuie să faci o acțiune. Acum, la taximetru, bineînțeles, este doar în spate, pe bancheta din spate. În Beijing, legea încă nu cere centură de siguranță, în Shenzhen se cere centură de siguranță. Se stă și în față dacă vrei, dacă am fi trei în mașină, unul ar sta în față sau am stat toți trei în spate. Bun, deci asta este chestia ce mă enervează cel mai mult la taximetriștii, unii taximetriști chinezi, nu dau drumul la aer condiționat, nu mă ajută cu căruciorul din portbagaj și fumează înainte să luăm cursa. Acum, pentru că am menționat Shenzhen, prietenul meu din Shenzhen este din Bhutan. Bhutanul nu are ambasadă în China, are doar consulat. China nu are ambasadă în Bhutan. El este unicul dintre puținii, foarte puțini butanezi care lucrează cu acte în regulă, cu drept de muncă, cu certificate, cu plătește impozite și una alta în China. Fii atent ce s-a întâmplat. Într-o zi a apăsat, deci el este în Shenzhen, undeva la sud de Beijing. Un oraș foarte, foarte fain și foarte modern. A apăsat din greșeală și n-a văzut. Deci a ieșit din taximetru și plătești și poți să apeși din greșeală pe cheamă poliția. Și a apăsat din greșeală, cheamă poliția. Telefonul lui era conectat cu cei de la surse umane, de la el, de la școală. Deci dacă mesaje de urgență mergeau la școală, la om, pe cineva de la surse umane. E bine, el a apăsat din greșeală la poliție. Ce cheamă poliția? Mesajul a mers direct la surse umane și probabil cei de la surse umane nu s-au uitat repede la telefon să vadă ce mesaj am primit de la cine. Dar între timp s-a sesizat și poliția. Și poliția a sunat școala și a spus... A sunat aceeași persoană care avea contactul legat cu contactul lui și a spus, ia fi atent, ăsta o chema poliția de pe un taximetru, taximetru a plecat, sună și vezi care este ideea. Și s-a trimis școala, l-a sunat și a zis, zice, ai chemat poliția? Zice, n-am chemat nicio poliție, totul e în regulă. Păi zice, ne-au sunat pentru că ai apăsat pe butonul de poliție. Deci vezi, în unele orașe sau în unele situații, poliția se sesizează foarte repede când, dacă ești, zicem că ai o problemă. Deci ăsta este un caz fericit, spun eu. Ar putea fi așa mai special pentru că el este unul dintre puținii butanezi care lucrează în Shenzhen. Ok, asta este povestea, acesta este mesajul pe ziua de astăzi. Mă enervează unii chinezi. Spuneți-mi în comentarii care este relația voastră cu taximetriștii. Pentru că, de fapt, există o relație. Când intri într-un taximetru, există o relație între tine și taximetrist. Și de 20 de ani, tot prin taximetre sunt. Și ar fi o altă poveste care este dinamica între mine și taximetriștii chinezi și care a fost dinamica între mine și taximetriștii din Thailanda și cum nu erau taximetre în Qatar. Dar între timp spuneți-mi care e treaba cu taximetrele, cu taximetriștii în România. Ciao, ciao, pe data viitoare!